Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de GTA 5 Online. De această dată v-am zis, cred că în fiecare vineri de acum o să vă apară un clip cu chestii, vehicule de teren. Nu m-am mai îmbrăcat eu în enduro, dar e bine și așa. O să încep prin a vă spune despre mașină. Mașina o puteți găsi la Legendary și după părerea mea are un singur minus, acela fiind că nu țin frânele. Mă rog, probabil că mai târziu, când o să am și o level mai mare și o să pot să tunez la maxim asta, o să poate o să-i țină frânele, dar la levelul meu, adică 46, aproape 47, nu țin frânele. O să observați că de obicei la coborâri că nu țin. În rest, ca plusuri, suspensiile sunt foarte bune, nu am lăsat-o deloc, adică am lăsat-o în altă. Accelerează bine, trage foarte bine. Dacă reușiți cu frânele astea să opriți la un unghi destul de aplecat, să zicem, eu zic că puteți să vă și urcați înapoi pentru că are accelerația foarte, foarte bună. Roțile nu îi patinează când pleacă de pe loc. Deloc sau aproape deloc. Chiar dacă patinează foarte puțin, adică o secundă și a plecat. Și îmi cer scuze că vine seara, n-am ce să fac, acum am ajuns, acum am prins, am intrat pe sesiune și direct aici am venit cu mașina. Desigur, nu uitați, dacă vă place, să apăsați butonul de like. Uitați că ne vedem sâmbătă la ora 5 cu un live stream cu GTA 5 online și cred că și LOL și mai multe. Nu știu sigur dacă și LOL. În principiu live stream-ul este cu GTA 5 online. Asta ca o paranteză. Mașina ca design arată foarte bine, mie îmi place. Cel puțin. Aș ruga să-mi vă lăsați și voi părerea în comentarii. Observați că trage destul de bine, adică n-are treabă. Bine, nu s-a terminat turul, deci v-aș vrea să vă lăsați și voi părerea în momentul când se termină turul. Adică știți noi că avem această minunată tură de făcut. De aici până pe Cileat și acum urmează partea la coborâre. Când o să observăm că nu-i țin frânele și da, apăs și S-ul și Space-ul, deci... Mai mult dacă vrei să oprești sau să iei o curbă cu frâna, de ce am zis. Mai degrabă intri într-un mic drift decât să aștepți până frânează sau mai știu eu ce. Pentru că ar trebui să frânezi de mult. Bine, mașina este destul de lată, observați că nu mă pot trecura chiar pe oriunde. Problema este o mașină de off-road, trebuie să fie lată și mare. Dar mașina, părerea mea, că se descurcă bine. Singurul minus este că nu-i prea îi ține frâne, dar asta cred că se poate rezolva după momentul când facem level mare și mai știu ce. Fiindcă obțin și se termină prima tură, adică terminăm Gordo și rămâne doar Cileat de făcut. Da, am terminat Gordo-ul. Zic că pe Gordo s-a descurcat, normal că am făcut câteva ture cu ea înainte să... Ca să vă șocam cum se descurcă, să știu pe unde ar trebui să pun frână, chestii. Mă rog, nu m-am jucat foarte mult cu celelalte vehicule. Sincer, m-am jucat mai mult până să văd alte chestii. Să spargeam? Da.
E bine, avem poze de tame, am făcut dinainte, deci e ok. Nu, nu avem nevoie neapărat de aia întreagă. Bun. Aici, la unele urcări, mi se pare că mai are câteva probleme, dar sunt mici, adică sunt mai mult din cauza că e foarte lungă mașina și... Și aici mă refer la chestia asta, pentru că aici dacă urcați încet, rămâne așa. Deci, vedeți, acum s-a văzut accelerația, adică chiar trage mașina, n-are treabă cu trasul. Mi se spar farul? Nu s-a spart. E că avem grila aia în față. M-am hotărât, webcam o să facem doar și doar în live stream, pentru că mi se pare mai ok. Pentru că eu de obicei filmez seara și seara nu sunt cel mai... N-am cea mai frumoasă față din lume, așa că... Stai și acolo un share să mai aveți și noi oameni noi pe canal. Aici nu m-am dus foarte bine, dar poate reușesc să-i pun frână. Trage cu spatele. Asta n-am testat-o, sincer. Bă, oprește-te, trăiți iar. Bă, s-a mort tu când trage. Da, trage. V-am spus că trage. Până nu mai trage. Păi, ești nebun. Ok, avem aparent mici dificultăți tehnice, dar ia se întrage. De la puțină tracțiune, da. Începe să tragă. Hai mă, v-am spus eu că trage mașina. Trebuie să te joci tu un pic cu ea, până la urmă, cu orice, așa e și în realitate, nu să zicem că gata, te-ai oprit într-o pantă, poți să urci instant. Nu, trebuie să găsești acolo momentul cel oportun. Și se pare că l-am găsit. A, uite, nu mă așteptam să dau un creș aici. Un creș, un fel de ăsta. Micuț. Eu, dacă coborârea de la Cilia, mă aștept la mult mai multe creșuri, pentru că de obicei aici n-am făcut turele alea singur, adică singur, fără să filmez. Pe aici îmi dădeam eu creș. Eu fail. Așa. Dacă ați ajuns până aici, scrieți în comentarii banane. Nu știu. Ana. Dar doar dacă ați ajuns până aici. Pentru că numai voi o să știți. Și acum, dă-i și stai cu frâna. Stau cu degetul pe space, fiindcă nu duce. Aici o să fie nasol. Hai că n-a fost așa nasol. Hai că bă că mă descurc, adică sper să nu mă dau acum după ce am zis asta, dau un fail, dar văd că dacă sunt atent reușesc să o mențin chiar și cu frânele astea, desigur că sărim. Adică aici se văd cred că cel mai bine suspensiile cât de mult, cât de bine merg. A, da, am uitat să vă spun, este una dintre mașinile care are bordul făcut și este HD. Se vede.
Ceea ce este super bine. Încă o săritură aici. Trebuie să mai apăs joc câtul ăla. Mamă, și aici este problema la săriturile astea aici. Știți că aici urmează niște sărituri? Nu prea ies ei. A, și vedeți, era asta un cre... fail. M-a oprit copac. Hai înapoi, in the road! Și am avut și faruri. Da. Lasă că se vede pe filmare mult mai bine decât văd eu, de fapt. Bun. Și acum urmează finalul turului, pentru că, normal, ne apropiem de final. De pe întâi o să înceap să apară clipuri filmate cu un prieten, pentru că și-a și el GTA 5, o să vedeți cum începe și el frumos. Ca de obicei, pe aici trece pe lângă ghiuți, pentru că de ce nu? N-am nimic cu ghiuți, să se înțeleagă. Ok. Dar așa sunt ăștia. Stau în ciucile goale într-o zonă. Ești tu curbă, trăițar. Da, cu accelerația nu prea. Acum nu o să mai duc încolo, pentru că nu am de ce. O să luăm direct în jos. Și asta a fost. Ba, hai că... Bă, o curbă, aia, am ratat și o curbă, ce vreți, mă, băieți, mă. Lăsați așa. No. Și cam acesta a fost turul. Eu o să mă îndrept spre casă, pentru că mi-am luat o casă aici, la munte, unde să-mi depozitez toate mașinile astea off-road. Și că eu o să-mi aduc și motocicleta și chestii. Că Sanchez-ul și Blazer-ul. Ok, cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, încă o dată, butonul de like. Dați un share pe Facebook, pe Insta, pe unde vreți voi. Spuneți prietenilor să aboneze dacă le place ceea ce fac. Noi ne auzim data viitoare și sâmbătă de la ora 5 pe livestream. Ciao, bă!